Hai că răspund la întrebările. Ovidiu, prima zi de antrenamente, prima echipă care s-a reunit în județ, cum a fost? A plăcut. A fost un antrenament plăcut, o întâlnire plăcută, după o vacanță un picuț cam scurtă. Ne-am reunit cu gândul să ne pregătim bine pentru sezonul care va urma. Urmează primul hop, e Cupa României. Se preconizează pe la mijlocul lunii iulie. În calitate de câștigătoare a Cupei României pe județ, ce obiective aveți? Să încercăm să jucăm, să nu ne accidentăm și o să vedem ce o să iasă. Noi ne dorim să mergem cât mai departe și în Cupa României. Urmează și o supercupă cu Mureșul Vințu de Jos. Un duel al golilor, putem să-l numim așa? Nu. În primul rând ar vrea să felicit echipa din Vințu de Jos pentru promovare și sperăm să fie un meci plăcut publicului. Cum? Cum este? Mai merge? Merge. Ai o vârstă cam înapoiată. Încă merge. Mai am 2 ani de juniorat și după aia să trec și la seniori. După aia vedem ce va fi. Băieții, bucuroși că v-ați reîntâlnit? Da, bucuroși. Sunt fețe noi pe la echipă? Tineri, da, sunt ceva. Probabil o să mai vină, probabil o să mai plece. Încă nu știm. E primul antrenament. E prea devreme să vorbim despre plecări, obiective, sosiri și ce o să fie de acum înainte. Important e să ne pregătim bine, să nu ne accidentăm și să fim sănătoși. Cum te simți tu? Încă obosit, dar eu sper să mai pot să o duc și sezonul ăsta. Mulțumim mult! Cu multă plăcere!